Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. În această seară discutăm despre sistemul de învățământ, despre lacunele din acest sistem, despre pseudoreforma în învățământ și despre soarta pedagogilor din Republica Moldova, care, din păcate, este lăsată în voia sorții acestora. Eu vreau să vă numesc astăzi invitații din studioul emisiunii Intersecție RM și anume este Ala Revenco, fondator grupul Părinții Solidari. Bună seara și bine ați venit. Natalia Bzovă, învățător liceul teoretic Waldorf. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și totodată fondatorul grupului Pedagogii Solidari. Și Ala Ursu Antoci, pedagog, consilier PSRM. Bună seara și bine ați venit la noi în studio. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. O temă dureroasă, dar o temă acută. O temă care în această săptămână este discutată de către sindicaliști împreună cu guvernarea noastră. Vorbesc despre mărirea salariilor pentru pedagogi și întreprinderea unor acțiuni ca să fim auziți, să fie auziți pedagogii din Republica Moldova. Vreau să înțeleg, pentru că astăzi atenționez telespectatorii noștri prin telefon, vom avea o comunicare și cu Dumitru Ivanov, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, și aceasta se va întâmpla peste câteva minute, regia face legătura. Zilele acestea, pe 15, a fost pronunțat concluzia făcută de sindicaliști, pentru că dacă cu dumneavoastră am avut o emisiune și la un alt post de televiziune în care am discutat că până pe 10 martie se va ține acest dialog și dacă nu se va întreprinde nimic, pedagogii și sindicaliștii vor ieși iarăși la proteste, am înțeles că nu s-a ajuns la un numitor comun, din păcate, nu au fost auziți, revendicările nu au fost completamente îndeplinite și acum, această săptămână, se vor declanșa alte proteste. Bine, proteste, discuții, dialoguri, dar până la urmă, cu adevărat, soarta pedagogilor și acest salariu pe care noi ne-l dorim să crească pedagogilor, va fi sau nu? Cum credeți? Nu va fi, cu siguranță nu va fi. Deci, din start, aceste negocieri s-au mimat. Atunci când am vorbit cu domnul Ivanov, dânsul ne-a spus, de fapt, că grupurile de lucru se schimbau în fiecare săptămână. Practic, membrii grupurilor se schimbau în fiecare săptămână. Nu o să fie o creștere a salariului atât cât s-au dorit pedagogic. Dumnezeu poate să ne spună. Deci o să le mărească maximum 5-10%, dacă o să le mărească, asta o să fie foarte bine. Dar mărindu-le cu 10%, o să pună în cârca pedagogilor noi sarcini mult mai drastice și mult mai dureroase. De fapt, mie îmi creează o impresie că intenționat se tergiversează toată treaba asta, fiindcă se mai tragă de timp. Spună că trebuie să găsim bani, nu avem bani, identificăm resurse și mai departe. Noi nu știm dacă până la începutul anului de învățământ 2017 dânșii o să aibă un salariu. Majorat. Deci, actualmente, ceea ce s-a ascuns faptul că dânșii nu s-au primit salariile luni întregi și nu s-a vorbit nicăieri și tot asta s-a camuflat așa într-un vacuum. Lumea este speriată și lumea nu cred că o să iasă toți în stradă, fiind cu cei care am discutat eu, fiind în funcția pe care o am, lumea este speriată. Deci știm foarte bine că directori la ziua, deci marea majoritate sunt ai lor, haideți să fim sinceri, spunem lucrurilor pe nume, sunt ai lor și fiind directorii al lor, ei cheamă profesorii și îi sperie. Da, deci despre asta nimeni nu o să vorbească, toată lumea se teme, dar lumea este speriată. Și dacă m-ați întrebat o majorare a salariului, atât cât îți dorești, n-o să fie, categoric n-o să fie. Da, dar știți ce mă deranjează? Pentru că avem deja niște, chiar vorbisem înainte de a se începe emisiunea, avem unele ramuri care s-au mărit salariile acestor profesii, specializări la niște cifre care un sărman pedagog doar să viseze la așa ceva. Aveți dreptate. Cui s-au mărit salariile? Procurorilor, judecătorilor. De ce li s-a mărit salariul? Polițiștilor. De ce li s-a mărit? Fiindcă de ei au nevoie pentru a fabrica dosare. Dar de ce au nevoie de profesori? Nu avem nevoie de profesori. Dar ce se dorește? Să ne îndobitocească cumva? Deci se dorește o înjosire a tot neamului nostru. De fapt, se dorește un analfabetism care el crește odată cu închiderea școlilor. Deci, părinții au început să nu le permit copilor să plece la școală, fie că n-au cu ce îmbrăca, fie că n-au cu ce plăti fundațiile. De ce îți dorește asta? Fiindcă cu proști este foarte ușor de manipulat.
Înțelegeți? Și iată, ei asta vor să facă. De, ei nu au nevoie să le măreasă la profesori, fiindcă nu au nevoie de profesori. Atunci dar când e aberant, noi... e aberant chestia este, asta. Bineînțeles, chiar... că este, bineînțeles că este aberantă. Și ăștia o să le închidem gura cu o stacă, dar la procurori, judecători, polițiști, ăștia nu o să le închizi gura. Dar la profesori nu o să le închidem gura, o să le spunem acolo prin intermediul nostru, tăceți, o să-i înjosim, o să-i umilim cu concursul directorului, care este o batjocură totală. O batjocură totală. Da, mi-a dat aici. I-am îngenunchiat, i-am umilit. Din codul educației, chestia cu concursurile astea este... Și asta este, ca să mă înțelegeți, este practic nu conjosire gravă, dar noi încălcăm drepturile fundamentale ale omului, care noi la fiecare colț strigăm, trâmbițăm că cetățeanul. De ce am făcut noi cu cetățeanul? L-am umilit, l-am înjosit. Un director astăzi, ca să promoveze concursul, trebuie să aibă un plic și trebuie să fie membru de partid, neapărat. Eu vreau să adaug. Aici vreau să zic că reforma care ni s-a promis, începută de Maia Sandu și continuată de doamna Corina Fusu, ajunge până la urmă într-o situație dezastruoasă. Ceea ce s-a scris din 2009 guvernarea pro-europeană, că se doresc ca Republica Moldova educația să devină în Republica Moldova educația să devină o prioritate, eu nu prea văd asta. Doamna Revencu. Într-adevăr, noi este din partea părinților putem să spunem că este foarte gravă situația, fiindcă având un sistem supus, aceeași presiune se aplică atât pe cadre didactice, cât și părinții care încearcă să facă să discute, să ridice problemele. Respectiv, cadrele didactice supuse presiunii fac presiune asupra părinților. Ce am vrut să adaug referitor la concursurile de director? În această primăvară, anul trecut, am făcut o analiză, nu, în vară sau în toamnă, am făcut o analiză pentru jumătate de an la toate concursurile care erau publicate pe pagina Direcției Generale Educației și Tineret și Sport. Cel puțin 60% din concursuri, la etapa, după etapa a doua, era o singură candidatură. Adică, de fapt, vine o candidatură fictivă împreună cu candidatura care trebuie să câștige concursul. Dacă promovea etapa întâi depunerea documentelor, etapa a doua e testul la calculator. Dacă persoana chiar promovează testul la calculator, ea se retrage. Am avut situația că am asistat chiar la un concurs, pentru postul director la liceul Liviu Rebeanu, dacă nu greșesc. Doamna a venit singur la etapa 34. Gata, alegem, facem concurs 1 din 1. Îmi pare foarte rău că Ministerul Educației nu atrage atenție la acest subiect și nu face o analiză ca să vadă că de fapt noi nu avem concurs. De fapt, oricum, sunt numite persoane și sunt promovate persoanele care trebuie să fie director la anumite instituții. Da, dar știți că ce mai deranjează? De gen. Ministerul Educației, de fapt, dirijează concursurile date. Haideți să recunoaștem și să fim foarte sinceri. Noi, dacă vă temeți, eu nu mă tem. Ministerul Educației este dirijorul acestor concursuri. Conducerea Ministerului Educației știe din start cine să promoveze concursul. Li spune, nu depuneți dosarul, fiindcă nu o să-l promovați, noi avem omul nostru. Și dacă analizăm concursul de ultimii ani, concursurile de ultimii 2 ani, noi vedem foarte bine. Peleu a promovat toate concursul la funcție director. Este debil, dar este a nostru. Și noi avem niște cazuri foarte fatale, unde se violează copiii în cămine. Eu vorbesc despre colegi. Unde copiii dorm afară, fiindcă n-au avut 50 de euro să plătească taxa ca să fie, să doarmă ca un copil în cămin, să aibă loc în cămin. Noi avem niște situații unde curtea de conturi depistează un minus de 800 și ceva de mii de lei, dar contabilitatea Ministerului Educației arată foarte bine că totul este bine și mersi. Noi avem niște cazuri foarte fatale datorită intereselor de partid, datorită oamenilor promovați. Dar cel mai grav este că nu sunt promovați profesioniștii. Da, aici... Asta este boala sistemului din ziua de astăzi. Este un destul deci de membru... sensibil, dar care pentru că sunt și în alte culori, de exemplu, profesioniști, dar nu neapărat trebuie să pui pe linia de partid. Strășnicie cea mai mare este că noi n-am promovat profesioniști. Noi, poate fi un jurist în cel mai bun caz, spălătoreasă în cel mai rău caz, dar este a nostru.
Dar știți, doamna Ursu Antos, ce încă mă e deranjant? Iată, astăzi, pregătindu-mă de emisiune, am telefonat mai multe cadre didactice la care răspunsul era acestor oameni că evaziv încercau sau așa foarte voalat încercau să zică că nu prea vrea să intre în discuții la această temă. Și am simțit în vocile lor o frică. Exact. De ce noi trebuie să ne temem să spunem lucrurilor pe nume? Că, într-adevăr, un pedagog în ziua de azi este pus în situație sau față de acest cod al educației în care sunt o sumedenie de lacune neexplicate până la urmă, nici măcar de lucrătorii care sunt în Ministerul Educației, dacă țineți minte la emisiune, domnul Crudu spunea de niște lucruri pe care și dânșii vor să le clarifice. Și nici de învățători, de pedagogi, de oameni care, doamna Bzovaie, dumneavoastră data trecută ați menționat niște lucruri foarte clare și acum vreau să vă expuneți, că știu că nu sunteți din acei care nu spuneți lucrurilor pe nume. Sper. Deci, vreau să zic la concursul cu directorii, că, din păcate, nu se iau în calcul profesioniștii. Și de la asta au de pierdut liceele, părinții, colectivele didactice. Uneori se face discriminare de gen, se socoate că un bărbat ar putea să conducă o instituție mai bine decât o doamnă. Și, deci, încălcări eu cred că sunt de mai multe feluri, dar de salarii. De ce nu vin pedagogii să vorbească? Motive sunt multe. Uh-huh. Deci, cum a menționat doamna, că poate să fie directorul dreptul unui partid, membru al unui partid și respectiv nu o să-i permită unui angajat, o să găsească o mie una de motive ca să-l verifice, să cumva să-l țină sub presiune ca să nu vorbească. Sunt pedagogi care s-au acomodat în țara noastră din motiv că salariile sunt mici și sunt licee unde sunt acești pedagogi susținuți de părinți. Și respectiv, poate nici nu-și doresc acea majorare, deoarece nu să aibă un instrument de a influența acești părinți. Cauze sunt mai multe, din păcate. Din păcate, într-adevăr. Dar acești pedagogi ar trebui să înțeleagă că majorarea salariului este ceva normal și firesc. Trebuie să fim remunerați legal și cinstit după merite și atunci are de câștigat și statul, deoarece plătim impozite. Da, o doamnă, o tânără poate să iasă în concediu de maternitate să primească acele indemnizații calculate dintr-un salariu decent. Ajungând la finele carierei profesioniste, poți să ieși la o pensie decentă, deoarece ea iarăși este calculată din pensie. Și domnul Crudu la emisiunea precedentă a vorbit despre ce că pedagogul este foarte încărcat, el este membru a mai multor comisii, face parte, are multe activități extrașcolare și de fapt el se află de dimineață până seara în școală, dar poate să fie achitat că nici nu are ore. Căci un pedagog care are multe ore, el poate să nu fie implicat, deoarece el are prea multe ore și nu reușește. Și unul care nu are ore, de fapt, stă până seara și lucrează mai mult decât unul care are ore, dar primește mai puțin. Face voluntariat, exact. Numai pentru un moment că odată la 5 ani, când o să mergi să primești acel grad didactic, o să scrii în CV că ești membru a nu știu care comisii. Și domnul Crudu a zis că se revede această lege de salarizare și zicea că o să fie cumva altfel calculat salariul, o să se vadă meritele, o să fie o comisie. Mie, până la urmă, nu-mi este clar cine o să fie în acea comisie, după care criteriul o să stabilească și cine o stabilească dacă eu merit sau nu. Eu sunt învățător la clasele primare. Eu nu sunt la un liceu unde nu se pune deci noi nu stresăm copiii cu niște evaluări sau cu niște olimpiade. Deci după ce merite o să fiu eu verificată sau cum o să mi se cântărească aceste merite? Cine o să decidă? Merită un salariu mai mare sau unul mai mic? Și iarăși, deoarece venim la ideea că la noi în Moldova totul nu este transparent și cinstit. Și îmi pare rău dacă o să ajungem acel moment că cine are susținere și are acel plic să dea o comisie, o să aibă și un salariu decent. Și eu, dacă nu o să am, nu o să am nici salariul decent. Mi se pare că ajungem și la așa situație. Putem să ajungem și la așa situație. Noi acum suntem la așa situație.
Și eu îmi doresc că ministerul sau cine este responsabil acolo pentru această inițiativă de a revedea cum să achităm noi salariile la, sau să calculăm salariul la un pedagog, să fie auzit și pedagogii care lucrează. Da, poate în comisiile acestea vor face parte și pedagogii din diverse licee sau să, că, din câte văd eu comisiile, cam sunt așa, cu oameni care nu prea pot să ia decizii care să fie auzite și să fie credibile, nu? Dumneavoastră, din câte știu eu, ați mers deseori cu petiții și acolo nu ați fost înțeles până la capăt. Chiar recent am fost săptămâna trecută am fost la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport cu mai multe întrebări, uh-huh. Inclusiv două probleme mai mari le-am abordat, problema scandalul alimentelor alterate și am fost, nu că pușită, era faptul așteptat, că pe internul direct nu au fost anchete, nu au fost sancționări, nu este clar cum au lucrat grupul de lucru la procurarea alimentelor, din ce cauză au fost admise acestea și cine totuși, în afară de persoanele arestate, că nu au lucrat doar 3 oameni pe sector cu aceste grupuri. Grupurile au formate din 7, din 10 oameni. Nu avem nici mai departe transparență privind contractele și chiar dacă o săptămână în urmă am accentuat acest fapt, nici astăzi nu erau publicate, am verificat. A doilea moment pe care l-am ridicat a fost finanțarea și desigur vreau să spun că domnul șef interimar a direct general nu prea este la curent. Problemele de finanțare, modalitățile, dar ne-a promis că se va informa și ne mai întâlnim altă dată. Când? Asta întrebarea este către... Nu, facem programare pentru o altă lună când dumnealui are ore de primire și discutăm întrebarea. Dar faptul este că totuși nu se, factorii de decizie nu se implică, deci nu fac știind că există atâtea probleme în domeniul învățământului, nu au făcut un audit al sistemii. Fiindcă în cazul dat, chiar și acel am avut probleme cu achizițiile la alimentație, era firesc să se facă un audit al sistemei ce ține de alimentație copiilor în școli. Cu grădinițele, bine, am depistat ce este. Uh-huh. Ați audit să fie vreun rezultat, să fie controle în școli? Deocamdată nu. Deocamdată, poate... Ce prețuri, cum se formează, sunt sigur că și acolo sunt o mulțime de probleme. La fel nu s-a făcut auditul achizițiilor în restul domeniilor, în reparații, în materiale, în diferite, sunt foarte multe procurări. Respectiv se vede că s-a rupt aici vața. Aici am reparat, am legat, am făcut ce am făcut, dar restul să aștepte până să rupă și acolo. Până atunci nu ne băgăm. Dumneavoastră, doamna Ursulantă, ce părere aveți? Aceste grupuri de inițiativă care analizează petițiile atât grupului Solidar de Părinți Solidari sau alte grupuri, ei au o intenție adevărată de a ajunge la subiect? Eu vă spun că sunteți prea naivi, nu vă supărați, vă rog frumos. Bineînțeles că este evident că nu se dorește. Cel la care ați fost dumneavoastră este direct implicat și toată lumea o știe, dar nimeni nu vrea să vorbească, fiindcă încă o dată vă spun sisteme. Toată lumea știe cine este vinovat de toată situația, dar nimeni nu vorbește. Încă o dată, eu vă dau un simplu exemplu. Uh-huh. Codul educației, care este o tragedie a poporului moldovenesc. Elaborat de Maia Sandu, transcris mot-a-mot din codul educației a României și a altor sisteme internaționale, spunem așa. Introducerea articolului, cu trecerea rușinoasă a concurs la funcție de director. Au fost grupe de lucru, grupe foarte mari de lucru. Noi am îngropat în acest cod a educației milioane de lei. Europeni ne-au dat milioane de lei. Aceste grupuri de lucru, într-adevăr, s-au creat. Oamenii și-au expus, rectorii și-au expus punctul lor de vedere, ăștia cu centrele de excelență punctul lor de vedere, școlile profesionale punctul lor, liceele, gimnazii. Tot ceea ce au expus oamenii a fost depozitat într-un dulap, uh-huh. Și au făcut așa cum au vrut ei. Uh-huh. Exact, deci așa. Deci nu s-a ținut cont de cele obiecții sau doleanțe. Nu s-a ținut cont de obiecții și de doleanțe. Oamenii când au văzut, varianta finală au rămas perplexi. Doamna Zovă, de ce nu aveți? Dumneavoastră ați avut acolo ceva, liceul dumneavoastră și s-a ținut cont? Liceul nostru este un liceu de alternativă. Noi nu avem așa de multe licee alternative în Republica Moldova. Da, și de mai multe inițiative a pedagogiei Waldorf a rezistat prin acești ani și a ajuns la liceu teoretic doar al nostru, Waldorf. Mai este pas cu pas care se socoate
pedagogiei alternative. Și deci, da, noi am vorbit, s-a dezbătut această temă, articole, deoarece noi nu putem să ne punem, să supunem acelor reguli care există în codul educației, deoarece avem o pedagogie de alternativă, ea este altfel, ea altfel vede copilul, ea promovează alte valori și trebuie să se ia în considerație acest lucru și sunt părinți dornici ca să copiilor să primească o altfel de educație. Și noi ne-am expus, deci s-a citit, s-a vorbit, a fost comisie, a fost trimise. Din păcate, eu am impresia că acei oameni care acolo au lucrat la acest cod al educației nu înțeleg până la sfârșit tema în care sunt. Deci pentru asta ar trebui să studieze, să vină, să ne întrebe nemijlocit, dar ce ați vrut să spuneți cu asta? Dar de ce să are în vedere? Ce e, aveți până la urmă, tot e aceeași deci, părere ca și a doamnei Ursoan, tot ce de aveți. De fapt, eu presupun că ei au citit, dar nu prea multe au înțeles, din păcate. Aici tot este o adevăr. Deci, dorința a fost... Dar nu a fost înțeleasă, că nu a fost studiată. Da, dar este una că să inițiezi, să-ți dea părerile și să le citești, să nu iai considerații de aceste păreri, eu cred eu că... Eu nu cred că asta a fost intenționat. A, doar nu au fost pregătiți la nivelul la care au fost aceste obiecții scrise. Am înțeles. Păi atunci, vai de capul nostru, dacă noi în grupurile de lucru sunt așa oameni neprofesioniști, care nu au înțeles niște doleanțe și obiecții. În grupurile de lucru au fost oameni profesioniști, au fost Consiliul Rectorilor, au fost Consiliul Directorilor de Colegii, nu aveți dreptate. În grupurile de lucru au fost profesioniști. Cei care au elaborat codul educației, am înțeles. Deci au fost total clean natural de copac, să nu ne spunem altfel. Păi iarăși. Eu vreau să adaug la referitor la Ministerul Educației. Avem exemplu concret acum care cu 42 de zile de vacanță prevederea noului regulament. Pe care dumneavoastră ultima petiție care noi am inițiat-o. Argumentele care le-am primit noi de la Ministerul Educației absolut nu sunt argumente a unui organ executiv de nivel republican. Ce aveți în vedere? De exemplu, în perioada de vară, chiar dacă grădinița lucrează, se fac reparații curente, miros de vopsea care este toxică, praf, zgomot, și asta în prezența copiilor. Sau personal din instituții de educație timpurie au și ei copii pe care vor trebuie să-i duc la mare, la munte, în perioada de vară, să fie împreună toată familia. Aici sunt argumente, un alt argument este responsabilizarea părinților. De parcă părinții ar dispune de 42 de zile de concediu și nu vor să-și ia copiii și să plece cu dânsii la odihnă sau la bunei sau în altă parte. Nu am avut niciun argument legislativ, bazat pe careva studii, bazat pe careva argumentări, pe starea sănătatea copiilor. Sau, eu am deschis asta, am primit o informație privind rata mortalității copiilor în rezultatul traumelor și otrăvirilor. Pentru 2016, în Chișinău, această rată a fost de 6 ori mai mică decât în mediu pe Republică. Noi știm că în Republică se practică de mult închiderea grădinilor în timp de vară, oamenii lucrează în câmp, oamenii lucrează în ogradă. Evident, nu au posibilitatea de a fi lângă acești copii care îs lăsați. Și din cauza aceasta tot, nu spun că sunt toate cazurile, dar este un factor care aduce la creșterea acestei rate a mortalității. În loc să studiem de ce are loc această creștere, această diferență atât de mare și să aducem la îmbunătățiri, să luăm măsuri pentru îmbunătățirea situației, pentru fiecare viață de copil contează. Noi vrem și în Chișinău să impunem închiderea grădiniților pe timp de vară, ca copiii să fie lăsați în voia sorții sau părinții să lase serviciul și să stai cu dânșii acasă. Da, iată un exemplu, deci, chiar nu a fost studiat. Incompetența răspunsului care... Nici măcar nu a fost studiat această dinamică în această situație pentru a vedea. S-au grăbit să vă dea un răspuns. Da. Ne-au dat după emisiunea cu domnul Crudu. Ei, păi totul a avut efect. Înseamnă că emisiunile noastre sunt cu efect. Doamna Urso Antoci, când am telefonat oamenii să invit la emisiune, am auzit că la Universitatea Pedagogică Ion Creangă nu primesc salarii de 2 luni. Deci avem o situație destul de, așa, aș zice eu, critică și în învățământul superior. Aici, la acest capitol, ce aveți să spune? De ce la noi e învățământul? Și avem niște situații când instituțiile se discută ca să fie comasate unele instituții superioare. Iarăși, mă întreb eu, se face tot lucrul asta pentru ce? Ca să se îmbunătățească calitatea viitorilor specialiști sau pentru alte scopuri? Nu, categoric nu. Deci... O să fiu prea dur în situația dată, da, Universitatea Pedagogică nu și-a primit salariile mai mult de 2 luni.
Eu mă gândesc că asta este o răzbunare. Oamenii ăștia s-au adresat vreo două luni în urmă și au zis că în nomenclatorul specialităților nu este inclusă o specialitate. O specialitate foarte bună. Nu o să vorbesc acum, să nu fac publicitate. Noi ne-am adresat ministrului chiar. Doamna ministră a zis că eu dânsă nu cunoștea de așa o problemă care e atât de important pentru societate, dar pentru dumneiei nu este o problemă atât de gravă. A zis că o să rezolvi problema. Cu mare părere de rău, astăzi Ministerul Educației s-a transformat în filială a unor instituții de învățământ unde funcționarii ministerilor au acolo ore. Deci eu mă gândesc că salariul ăsta, reținerea salariului dat, este o răzbunare, că de ce au deschis gura, de ce au ieșit la proteste. Și atunci când vorbesc cu oamenii, au frică și stem, eu despre asta vorbesc. Deci uitați-vă, noi astăzi asistăm că nu și-au primit salariul, dar știți foarte bine că un pedagog nu are altă sursă de întreținere decât salariul. Este mic, mare, oamenii s-au învățat străiască în acest salariu. În ceea ce privește cu universitatea, eu v-am răspuns. În ceea ce privește comasarea, da, această comasare se discută de foarte mult timp. Vor ceea ce vor ei, de fapt, ei vor ca să comaseze instituții de învățământ, să rămână 5 instituții mari de învățământ. Noi, în primul rând, îngrădim cetățenii la dreptul de alegere a instituției de învățământ și ce se întâmplă în situația dată. Noi se întrezim cu niște sedii a universităților care peste noapte o să privatizeze în careva interese, fiindcă o să fie sectoare de centru, de botanică, unde o să fie foarte, foarte bune pentru cineva. În al doilea rând, noi se întrezim ca părinții nu o să aibă posibilitatea să-și duc copil la o instituție de învățământ, fiindcă la admitere o să fie foarte puțin locuri și o să ajungem în situația care eram înainte, ca să fie copilul încadrat în o instituție de învățământ, tata era nevoit stai porcul, vițica, ca să aduc cuiva. Și deci noi o să ajungem în situația când o să înveți numai copiii de mitarilor sau cei care au bani. Eu așa văd optimizarea, nici de cum altfel. Și o să rămână 5 instituții mari de învățământ, nu vreau să supăr rectorii, dar toată lumea știe care o să rămână. Deja se știe care o să rămână. Da, deja se știe care o să rămână. Deci acum este problema cu Universitatea Agrară, fiindcă atunci când s-a format grupul ăsta de lucru, cineva a zis că noi trebuie să fim foarte atenți că noi avem o țară agrară. Trebuie să fim foarte atenți. Deci, iată, deocamdată soarta instituției date se mai discută. Dar în rest, deja este clar, absolut. Așteaptă momentul potrivit. Dar ar fi fost mai bine să se revadă funcționalitatea specializărilor care s-au mulțit și facultăților. Eu cred că ar fi mai bine altfel, o altă abordare, deci, un alt mecanism de abordare, dar nu neapărat comasarea și lichidarea unora dintre ele. Deci, această reformă a fost demarată de Maia Sandu. Deci, toate prostiile din sistemul educațional, lăsați să mă julice absolut toată lumea, au fost demarate în perioada când Maia Sandu a fost ministră. Și acum se continuă pe același val sau totuși se introduc niște prostii? Nu, acum prostiile se continuă, dar prostiile se agravează acum, fiindcă conducerea ministerului avem neprofesioniști. Deci au rămas acolo careva, dar avem neprofesioniști. Și da, se demarează, deci continuă mai departe promovarea prostiilor demarate de Maia Sandu. Deci iată ce, unde am ajuns. Da, nu, e vizibil că această reformă în învățământ nu aduce beneficiu, doar asta, nu avem nimic palpabil ca să înțeleg că este bine. Sunt niște momente atunci, acolo, dar când în Parlament s-a prezentat codul educației, toată lumea aștepta noua reformă, fiindcă atâta val, tam-tam, ca lumea imediat peste o lună, să-ți dai seama că asta este dezastru. Unde erau chemați directorii care erau depășiți de vârstă de pensionare și erau obligați să plece din sistem. Erau obligați. Deci cei care erau în funcție și nu erau membri pe LDM, ei erau obligați să scrie. În caz contrar, la revedere. Deci iată asta este reforma. Asta cum reforma a rămas, cum a rămas în mintea profesorilor, deci doamna Maia Sandu, deci debarasându-ne de toți. Cu salariu, aș vrea să revenim la salariu și la aceste negocieri care se duc între sindicate și guvernare. Mie îmi pare că e foarte bine că s-a pornit acest val. Bine, nu intrăm acum în detalii
cine organizează și cam cum așteptările noastre care sunt prea mari sau prea mici și ceea ce se întâmplă. Dar până la urmă, de ce nu ar trebui iată acum la moment să încurcăm noi un pic ecuația cuiva și să ieșim cu adevărat la proteste și să ne implicăm atât cei mai activi care mai sunt, pedagogii care mai au durerea aceasta că se întâmplă niște lucruri pe care nu le înțeleg și să protestăm, să începem a spune lucrurilor pe nume, doamnă Mzovă. Am înțeles data trecută, tot mi-ați spus că nu sunteți informați îndeajuns de către sindicate sau nu sunteți auziți în situația când sunt chemați la niște dialoguri cu guvernanții. Exact. Eu, din păcate sau din fericire, n-am ajuns la niciun ședință sau la un dialog. Sunt foarte mică pentru asta. Dar din moment când s-a început a discuta un eventual protest și deci eram bucuroasă că sindicatele în sfârșit au ridicat această întrebare, deoarece și eu sunt membru al sindicatelor și am făcut chiar în liceu o ședință unde am adus acele argumente pentru a fi în sindicate. Și de aceea vreau un pic să vă întrerup. Dumneavoastră zic că sunteți prea mică. Nu, sindicatele încep dialogul dintre cei din echipă, din școală, din cei mici, nu mici, mari. Rolul dumneavoastră este... Să zicem, posibil n-am fost la servicii în zice. Ok. Pentru că de acolo se începe. Mai departe se delegează omul care decide colectivul vostru și după... Deci... La da, s-a făcut set aici la noi în studio cuiva și cameramanul a intrat în emisie. Da. La moment dat am aflat că sindicatele deci au propus proteste, au făcut și un plan, cine în care zic că nici de cum să nu sufere copiii, să nu sufere planul nostru de studii și deci am avut așa niște mici... Mi-a făcut grijă, chiar o să fie sau nu o să fie. Și am dus discuții cu mai mulți colegi, dintre care am înțeles că optimiști sunt foarte puțini, eu și încă vreo doi. Așa de puțini? Da, deci oamenii sunt speriați, oamenii nu cred că... Da, dar asta ar fi un clopoțel pentru sindicaliști. De ce oamenii nu cred? Zic că asta este o farsă, că de fapt acest protest este unul dirijat ca să arăte că este democrație, că la noi ceva se face, că pe noi ne aud. Nu știu cât este de adevărat, dar am înțeles că noi, pedagogii, trebuie cumva să ne unim de asta și am organizat acel grup al pedagogilor solidari să arătăm că suntem totuși mai mulți, că fiecare sunt în liceele sale și poate nu au cumva... Știți aici, aici proverbul acela, când suntem uniți, suntem mai puternici, când ne dezbină, suntem mai slabi. Poate și un adevăr este și aici. Ar fi trebuit totuși să ne unim ca să fim mai mulți și mai puternici. Da, și pentru asta și am fondat acel grup ca să ne unim mai mulți, ca să vedem că suntem mai mulți, să vedem ce putem schimba sau cum putem să ieșim la cele proteste, fie cu sindicate, fie fără sindicate. Din păcate, acele postări sau acele articole sunt citite, dar foarte rar comentate sau nici în spațiul virtual oamenii nu se dau cu părerea sau scriu comentarii, dar din profil care nu are... nici poză, nici date personale. Deci cumva oamenii se ascund, chiar dacă vorbesc, nu vorbesc din numele său, de pe un profil fals, să zicem. Deci oamenii vor să vorbească, dar se tem. Fiecare are motivul său, de ce. Și... Ceea ce data trecută am discutat eu cu persoanele din sindicatul de profil, mi s-a spus că s-a lăsat un termen pentru a analiza mai multe lucruri din motivul că acele 4 ședințe care au fost organizate după protestele din 17 ianuarie nu se soldau cu niciun numitor comun, deci nu se ajungea la o înțelegere din ce revendicările pe care se cereau și ceea ce le propunea guvernarea, nu erau auziți. Deci s-a dat un termen de o pauză, s-a luat o pauză și s-a spus clar că până pe 10 martie vă dăm posibilitatea să analizați. Ceea ce au venit, cu ce au venit guvernarea, a fost prea puțin. Nu s-au așteptat sindicatele să accepte doar ce ține de tineri specialiști, niște majorări și cu 10% pare mi se salariul a fost salariul promis. Grila unică tarifară pentru categoriile 1-6 doar cu 10%. Adică cei 1000 de lei care primea bucătară sau ajutor de cător doar 10% se adaugă. Asta e un nimic. Asta e un nimic. Da,
100 de lei nu soluționează problema. Deci se așteaptă ca să se revolte lumea mai mult sau se așteaptă ca să inhibe mai tare acest val de protest? Dacă sincer, chiar nu știu la ce se așteaptă, fiindcă în învățământ, noi părinții, noi vedem că este un dezastru total. Nu sunt cadre, nu sunt ajutori de educatori, nu sunt bucătari. Deja vor, chiar și inițiativa asta care cu vacanța în grădiniță, eu cred că tot este bazată pe lipsa de finanțare și pe lipsa de cadre și ca să o rezolve mai ușor, hai să închidem grădinițele. Este grav. Este grav pentru că oamenii pleacă din sistem, oamenii competenți pleacă din sistem, nu vor să rămâie. Fie din cauza salarii, fie din cauza presiunii, fie din cauza colectivului, fie din cauza colectărilor de taxe la care sunt impuși să participe, dar oamenii pleacă. Și este foarte greu să menții. Părinții fac efort strângând acei bani benevol, nebenevol pentru a menține cadrele în sistem, dar pe de altă parte, managerii de școli și de grădinițe fac presiuni din alte puncte de vedere pe acești manageri, pentru dacă nu le convin. Și sunt foarte, vreau să fac chiar un apel către pedagogi, sunt foarte speriați că uite dacă am discutat cu mai mulți, că dacă n-ai să fii ascultător așa, în așa sens și vei face probleme, vei ridica întrebări, atunci te voi concedea și nu-ți mai vei găsi nicăieri de lucru. Da, într-adevăr, așa îmi spun că, directoarea asta, dacă eu plec de aici, o să vorbească cu cealaltă, nu o să mă primească acolo și nu o să-mi găsesc un serviciu. Dar nu suntem în anii în care... Nu, este așa, într-adevăr, am discutat cu mai mulți pedagogi. Pe urmă, ce ține de sindicate, într-adevăr, sindicatele nu fac lucru în teritoriu. Reprezentanții sindicat nu discută cu colectivul. Când a fost primul protest, am contactat trei doamne cunoscute, prieteni de mele pedagogi. Două din ele erau categoric neîncrezătoare în protest, în rezultatul protestului, în genere în ieșirea la protest. Doar una era mai optimistă, dar spunea că e o liniște totală la ei în colectiv. Nimeni nu discută, nimeni nu aduce informații, nimeni nu spune hai și participa sau să se discute despre careva posibilități viitoare, optimism, careva nimic. Da, dar altfel nu prea știu cum am putea să o facem dacă nu vom profita de acest organ, cum sunt sindicatele, pentru a fi auziți. Că în momentul în care doar noi, iată așa cum ați făcut-o dumneavoastră, sau așteptați niște răspunsuri neprofesioniste sau... Și în felul ăsta, nu știu, ziceți dumneavoastră, doamna Ursula Antoci, ce părere aveți? Trebuie să avem încredere și să ne... cerințele și revendicările care au fost orientate spre guvernare de către sindicate sau iată acești pedagogi care nu vor și nu sunt încrezuți în ceea ce se întâmplă, au dreptate. Ei au dreptate. Pedagogii au dreptate. Bun. Deci ei normal că stem. Și doamna spunea că în colectiv este tăcere. Da, este tăcere fiindcă lumea steme. Deci profesorii au început să suspecteze unul pe altul. Fiindcă ei... Da, asta nu este un fenomen sănătos, până la urmă. Păi, bineînțeles, la noi învățământul în Republica Moldova deja a devenit un fenomen nesănătos, cu mare părere de rău. Da, de acord. Deja... Nu, din fericire, colectivul nostru din liceu este un colectiv... Excepție din oraș. Colectivul nostru nu are... Nu văd situația ca să se rezolve pozitiv. Deoarece sunt pedagogi care lucrează de mai mulți ani și deja au o experiență cu mult mai mare decât mine și sunt dezamăgiți. Ce țin de alte colective, da, pot să susțin că am fost colegi de universitate, de la licență, masterat și comunicăm între timp. Am încercat să fac un pic de valvă și pe alte rețele de socializare decât Facebook și am văzut că acolo în genere este o tăcere, absolut. Deși m-am gândit că majoritatea pedagogilor care vin de la țară sunt anume pe acea rețea de socializare și nu pe... Păi, dar nu cred că acești oameni nu vor o majorare de salariu, nu-și doresc. Ei trebuie motivați. Și am fost la o întâlnire săptămâna trecută și la care vorbeam despre grup, despre cum să motivăm pedagogii, ce am putea să facem pentru asta. Și mulți ziceau că va, nu o să fie ni schimbări, că... Deci mai multe argumente s-au adus și pentru mine a fost
fost un argument major că există grupul părinților solidari. Și deci din moment când acest grup crește și timp de un an de zile a schimbat gândirea, mentalitatea minimum la 8.000 de persoane. Eu țin minte cum era grupul la început și care erau comentariile și cum discutau oamenii și văd care este schimbarea acum timp de un an de zile. Și dacă pedagogii noștri nu o să schimbe viziunea, nu o să schimbe ei mentalitatea, eu o să fie forțați din două părți. O parte este guvernul, care nici cum nu ne aude și nu ne ridică salariul. Și din partea cealaltă o să fie părinții. Cer scuze, care nu o să achite salariile în plic, nu o să felicite cu plicuri de sărbători. Și atunci, oricum o să iasă la un moment dat că a ajuns cuțitul la gât și trebuie ceva să faci. Ori pleci din sistem, ori îți ceri drepturile. Dar asta o să fie inevitabil. Și deci ori noi acum ceva schimbăm, acum ieșim, acum cerem drepturile noastre, cerem o majorare cât de cât decentă. Deoarece eu citesc în internet și mi-e mirește un articol în care se zice că sindicatele din învățământ au fost la negocieri și au anunțat că până în 2021 vor fi creșteri salariale de la 56%. În plus, sporurile vor ajunge direct la școli, evitând consiliile locale. Toate unitățile din învățământ vor avea la dispoziție 5% pentru fondul de premiere a profesorilor meritoși. Deci dacă un dascăl câștigă astăzi, de exemplu, 2000 de lei, salariul minim, în 2021 acest venit ar trebui să fie de cel puțin 3500 de lei, salariul brut. Toți bugetarii vor avea în sporuri voucher de vacanță și două norme de hrană, ca să înțeleg că aceasta este știrea din presa românească și zicăm a noastră. Și deci aceste date puteți să le mulțiți la 5 să știți cât primesc actual dascălii de peste Prut și cât vor primi în 2021. Și să facem, deci dacă aici Ian se spune de un salariu minim de 2000 de lei, eu personal știu colegi din România care au salarii și de 4 și de 6.000. Și care este salariul nostru din Moldova? Despre care creștere putem să vorbim? Despre care experiență? Despre cu ce venim noi în fața copiilor când suntem flămânzi, chinuiți și oropsiți până seara stăm în școală cu hârtii? Știți ce îmi pare foarte rău? Pentru că eu am anunțat că regia trebuia să facă legătură cu domnul Dumitru Ivanov și din păcate a fost dumnealui telefonat, dar de câteva ori telefonul era deconectat. Domnul Ivanov nu este în Republica Moldova, ca să îmi dau seama că poate este vina în rețeaua și aflându-se peste hotare, nu a reușit regia să facă legătura, pentru că tare îmi doream să aud și părerea dumnealui ca să ne spună la ce etapă sunt și ce se întâmplă în această săptămână și care sunt obiectivele de bază ale Federației Sindicatelor din domeniul învățământului, dar din păcate nu am auzit-o. Promit că mai încerc să organizez încă o emisiune în care voi chema în special numai persoanele din sindicat ca să discutăm la această temă. Acum, ca să concluzionăm și să tragem așa o linie roșie, ce așteptări de la toate aceste situații de conflict între guvernare și sistemul pedagogic, cadrele didactice, s-ar putea declanșa în momentul în care nu sunt auziți ei? Deci întrebați părinți solidari și pedagogi. Eu o să mă expun după. Bine. După. Doamna Rebecu. Da. Părerea mea este că, în primul rând, pedagogii trebuie să iasă în stradă, numai decât, fiindcă salariul care e la, într-adevăr, este foarte mic și este foarte demotivant, iar plicurile părinților nu vor fi veșnici, fiindcă această sistemă nu poate continua. Și noi ca grup vom depune și ca asociație vom depune toate eforturile ca să minimizăm plicurile care merg înspre sistem, da. Fiindcă nu este transparență, deci nu este legalitate. Să se organizeze și să... Da, vreau să le aduc aminte, să menționez, să aduc aminte pedagogilor, să nu ascultem motivarea că nu sunt bani în sistem. Anul trecut, în luna decembrie, domnul șef a fiscului a spus că noi avem în economie tenebră încă minimum un buget. Așa că guvernanții noștri trebuie să fie buni, să răsuflice mânicile și să caute acești bani în economie tenebră necesari pentru a majora salariilor. Dar cum pentru educație și pentru copii? Da. Asta este întrebarea mea. Da, doamnă Bzovăie, așteptați să fiți implicați și să vi se mărească salariul. Eu sunt optimistă și cred că chiar și acele schimbări cu codul educației sunt niște schimbări bune și pozitive. Ideea este că, din păcate, oamenii care au venit să aducă și să facă aceste schimbări nu au cunoștințele necesare și nu au experiența necesară sau dorința de a face. Și
Ce privește salariile, eu totuși cred că ele o să crească. Mm-hmm. Cu optimism ăsta trecem la doamna Ursu Antoci și vă întreb. Eu nu cred că ele o să crească. O să crească așa pentru a umilie. Haideți să fim foarte sinceri și serioși, oameni buni. Ele o să crească așa un pic, minimum 10-12% dacă o să primească. Tonu Brega la Vocea Basarabiei, ați auzit ce a spus? Ei vor. Ei multe vor, dar asta nu înseamnă că o să le dăm tot ce vor ei. Dar... Da, dar se așteaptă alegerile și atunci noi vom putea să ne răzbunăm în la alegeri. Înainte de alegeri o să vină și o să le dea la oameni praful în ochi, o să le povestească iarăși că-s vinovate tancurile rusești. Da, dar pedagogii sunt oamenii cei mai inteligenți, oamenii care noi decid. Investim în penitenciare, dar nu în educație. Cu mare părere de rău. Da, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. Vă mai aștept și la alte emisiuni. Doamnelor și domnilor, aici este finalul acestei ediții din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept luni și joi la 20:30 la emisiunea Intersecția RML. La revedere!